Haideți să ne apropiem de cuvântul Domnului în dimineața aceasta. Cu ajutorul Domnului ne vom apropia în dimineața aceasta de unul dintre cele mai grele și complicate texte din Sfânta Scriptură. Suntem la finalul capitolului 7 din Epistola către Romani. Este al treilea mesaj care îl avem din capitolul 7 și e, pentru câteva, trei, patru săptămâni vom lua o pauză de la Romani și vom reveni în septembrie la Romani, capitolul 8. Până atunci, în dimineața aceasta, ne vom uita la o temă deosebit de importantă și anume neputința legii. Neputința legii. Ne-am uitat până acum la eliberarea de lege, un mesaj adresat de către Pavel în mod special celor cu tendințe legaliste. Apoi ne-am uitat la apărarea legii, un mesaj pe care Pavel îl transmite în special celor cu tendințe libertine. De data aceasta, neputința legii este un mesaj pentru toți creștinii. Romani capitolul 7 de la 14 la 25 vă rog, cum spunea Pavel dată, să luăm seama la citire. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată că-l fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O oh, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Amin. Doamne, îți mulțumim! pentru partea aceasta din Scriptură care o pui în fața noastră în dimineața aceasta și te rugăm, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, ajută-ne să o putem înțelege, să o putem pricepe, ajută-ne, Doamne, să avem puterea să ne însușim cuvântul acesta, să fim gata, Doamne, să îl aplicăm în viața noastră. Te rugăm în numele Domnului Isus Hristos, vorbește-ne astăzi fiecare dintre noi. Amin. Vă rog să luați loc. Într-o zi, șeful pompierilor dintr-un mic orășel din Statele Unite a închis instituția lor pentru două zile în timpul sărbătorilor de Crăciun, după care a afișat la intrare un avertisment neobișnuit pe care era scris nu este permis niciun incendiu. A închis unitatea de pompieri și a spus nu este permis nici un incendiu. Cât de simplă ar fi viața creștină victorioasă dacă ar trebui doar să ne hotărâm că nu mai păcătuim niciodată. Cred că nu e nimeni pe aici care să nu fi luat hotărârea asta de cam multe ori. De mai multe ori, confruntându-ne cu un păcat sau cu altul, cu o slăbiciune sau cu alta, cu o problemă sau cu alta, am luat hotărârea că nu vom mai păcătui. După cum nu putem opri incendiile decretând, mă rog, legi, Împotriva lor, tot așa nu putem evita păcatul doar luând hotărâri. Nu vreau să spun că hotărârile nu sunt bune, dar vreau să spun că hotărârile doar nu sunt suficiente. Există biserici care au în serviciul lor de închinare așa numită chemare la altar. Și la finalul fiecărui serviciu, oamenii sunt chemați să vină la altar. Adică să vină în față. Interesant de văzut că, duminică de duminică, uneori, aceiași oameni vin acolo. Mereu și mereu. Mereu și mereu. Tot vin acolo. <coughs> Întrebarea este de ce? De ce ne este așa de greu? Mulți dintre noi avem experiența tristă de a ne trezi înfăptuind lucruri pe care nu intenționam să le facem. Ba mai mult, ne-am și propus că nu vrem să le facem. Și cu toate astea, în ciuda hotărârilor de a face contrariu, am făcut exact ce nu am vrut să facem. Xenofon, un istoric grec, din antichitate spunea așa. Este evident că am două suflete. Fiindcă dacă aș avea numai unul, nu ar fi în același timp și bun și rău. Și nici nu ar dori concomitent și fapte cinstite și fapte necinstite. Și nici nu ar dori în același timp să înfăptuiască și să nu înfăptuiască aceleași lucruri. Vorbind despre un credincios care încearcă să trăiască o viață ascultătoare de Dumnezeu prin propria lui putere, Watchmanii scrie și el și spune așa: El crede că poate face voia lui Dumnezeu și el crede că o iubește. Dar treptat el descoperă că nu întotdeauna îi place voia lui Dumnezeu. Uneori descoperă chiar o reținere evidentă în a o înfăptui și deseori când încearcă să o înfăptuiască, descoperă că nu poate. N-ați auzit oameni cu care a stat de vorbă sau poate că ați fost în situația asta, când îi spunea omului, păi uite, Scriptura spune așa, Scriptura spune să-l ierți, știu, dar nu pot să-l iert. Nu pot. Scriptura spune că așa ar trebui să faci, știu, dar nu pot să fac așa. Pe de altă parte, aceeași persoană, dacă o întreb, iubești legea Domnului? Sigur că da. Iubești poruncile Domnului? Sigur că da. Problema este că e mult mai ușor să iubim poruncile Domnului la general decât să le iubim în mod particular atunci când contextul ne face să fim noi implicați în poveste. E la fel ca și cu credința. Știu Oameni care nu s-ar îndoi nicio clipă că Moise, când a ridicat Oiagul, Marea Roșie s-a despărțit în două, și poporul Israel a trecut pe acolo ca pe uscat. Dar când este vorba să se încreadă în Dumnezeu pentru o chestiune personală mult mai simplă decât despărțirea Mării Roșii, credința lasă de dorit pentru că una este teoria, una este să crezi anumite lucruri frumoase și alta este să te încrezi că Dumnezeu lucrează și astăzi și e gata să lucreze în viața ta. În capitolul 7 din Epistola către Romani, apostolul Pavel oferă un răspuns frământărilor noastre cu privire la conflictul interior din noi. Așa însă să ne amintim că în această secțiune, Pavel nu dorește în primul rând să-și comunice experiențele lui, ci el ne expune concepția lui cu privire la lege. Concepția lui cu privire la natura legii, la rolul pe care îl are legea, și la limitele pe care legea le are. Legea, spune Pavel, nu este responsabilă pentru păcat și moarte. Dar în același timp ea nu poate fi responsabilă pentru sfințirea noastră. Legea desigur, spune Pavel, în câteva rânduri. Legea desigur este bună, dar legea are niște limite. Legea care este bună este în același timp și neputincioasă. Așa că în dimineața aceasta vom privi pasajul acesta de la versetul 14 la 25. Vom privi la neputința legii. În pasajul acesta Pavel descrie lupta oamenilor care sunt încă sub autoritatea legii. Deși, spune în Romani 6 cu 14, noi am fost eliberați de sub autoritatea legii. Lupta aceasta este o luptă lipsită de orice speranță. Pentru că noi putem privi la lege, pentru a găsi călăuzire morală, dar nu putem privi la lege, pentru a găsi mântuire, putere mântuitoare sau pentru a găsi sfințire. Romani 7, de la 14 de la 25, poate fi împărțit în mod natural în două paragrafe. Primul. Este o constatare dureroasă pe care Pavel o face, și anume: Legea este neputincioasă. Și al doilea pasaj este o explicație necesară de ce este legea neputincioasă. Acum, înainte de a analiza aceste versete, trebuie să vedem despre cine vorbește Apostolul Pavel în acest pasaj. Identitatea nenorocitului de aici, identitatea omului nenorocit care strigă O nenorocitul de mine, a fost și va continua să fie o sursă pentru foarte multe discuții și controverse. Însă aș vrea să nu uităm un amănunt important. Apostolul Pavel descrie în Romani 7, poate mai bine decât în orice altă parte din scriptură, locul legii în viața credinciosului mântuit prin Har. Acum, cine este cel despre care scrie Pavel în acest pasaj? Acum, în pasajul precedent, Pavel a folosit timpul trecut. Acum folosește timpul prezent, versetele 9 și 15. Dacă a vorbit în pasajul anterior despre experiența lui dinaintea convertirii, este oare firesc să spunem că acum vorbește despre experiența actuală, ulterioară convertirii? Își descrie Pavel aici conflictul dintre vise și realizări? sau cum spunea cineva dintre ideal și real, sau joacă rolul altcuiva. Au existat în mișcarea protestantă cel puțin trei opinii principale cu privire la identitatea omului din Roman 7. Unii au spus că omul acesta din Roman 7 este un om nenăscut din nou. Și Pavel doar joacă rolul acestui om. Se pune cumva în pielea lui. Aceasta a fost opinia lui Origen și a multora dintre părinții bisericii. Este în general opinia teologilor protestanți numit arminieni. Teologii care urmează învățătura lui Arminus, mulți din frații noștri baptiști, sunt arminieni și urmează această teologie, nu toți, dar mulți dintre ei și alte grupări evanghelice urmează teologia aceasta. Ei spun, omul acesta este un om nenăscut din nou. A doua opinie majoră este că omul acesta este un om născut din nou. Ba chiar este matur spiritual. Pavel, spun ei, își descrie aici propria experiență din perioada când a scris cuvintele acestea. Aceasta a fost opinia lui Augustin și, desigur, opinia lui Augustin a fost preluată de cei uh, uh, patru mari reformatori și de toți ceilalți reformatori. Marea majoritate a reformatorilor și a puritanilor au mers pe această interpretare. Din nou, o bună parte din frații noștri baptiști urmează această interpretare: că omul acesta este un om născut din nou. Și există o a treia interpretare: este un om născut din nou, spun aceștia, dar aflat în faza inițială, la începutul vieții sale creștine. Este un om imatur care nu a primit încă, spun ei, a doua binecuvântare sau a doua experiență. Martin Lloyd Jones chiar era unul dintre cei care vorbea cu foc despre a doua binecuvântare. Mișcarea de la Keswick, Keswick Convention, este una dintre cele mai vechi mișcări de sfințire din Anglia și, bineînțeles, are influență în toată lumea. Am participat odată la conferința lor. Cu ani de zile în urmă, o conferință extraordinară pe tema sfințirii și mișcările de sfințire și mișcările pentecostale, cei care se trag din mișcarea pentecostală, au această abordare. Acum, privind cu atenție și cerând ca Duhul Domnului să ne călăuzească, noi putem observa trei elemente principale cu privire la profilul acestui nenorocit. Primul, omul este născut din nou. Oricât de mult ar spune frații noștri arminieni că nu este un om născut din nou, el este un om născut din nou. Pentru că spune la Romani 8 cu 7, zice, ce vom zice, legea este ceva păcătos, nici de cum, din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Mintea nenăscută din nou nu iubește legea lui Dumnezeu și pur și simplu refuză să-i se supună. Aici, însă, avem de-a face cu cineva care spune că legea este bună. Legea este bună. Ba mai mult zice legea este dufornicească. Și mai mult în versetul 22 este cineva care spune îmi place legea lui Dumnezeu. Ori un om nenăscut din nou nu poate să spună asta. Un om nenăscut din nou nu are cum să-i placă legea lui Dumnezeu. A doua observație, deși este născut din nou, nu este un credincios matur. Nu este un credincios matur. Într-o anumită măsură, ceea ce descrie Pavel aici sunt lucruri valabile cu privire la experiența tuturor creștinilor. Pentru că avem aici conflictul dintre carne și duh conflict despre care Pavel vorbește și în Galateni 5 cu 17 și desigur din nou aici în uh, Romani 7 cu 15. Nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Calvin spunea, aceasta este lupta despre care le vorbește Sfântul Pavel și galatenilor, lupta dintre carne și duh. Se impune însă o observație aici pe care John Stott o face și de asemenea și Martin Lloyd-Jones gândește la fel aici. Galaten 5 promite victoria pentru cei ce umbră călăuziți de Duhul Sfânt. Roman 7 însă, deși exprimă siguranța izbăvirii finale în versetul 25, descrie doar o înfrângere neîntreruptă. Așa că cel mai corect ar fi să spunem că experiența descrisă de Pavel în Romani 17 nu este a unui om născut din nou în condiția sa optimă. Este un om născut din nou, dar nu este un om născut din nou în condiția sa optimă. Și a treia observație, se pare că acest nenorocit cum îl numește Pavel aici, o nenorocitul de mine, nu știe prea multe despre Duhul Sfânt. Asta e una din problemele omului din Roman 7. Nu știe prea multe despre Duhul Sfânt. În Roman capitolul 7, Duhul Sfânt apare menționat doar în versetul 6. Iar legea este menționată de vreo 30 de ori. Pe când în capitolul 8, de exemplu, Duhul Sfânt este menționat de peste 20 de ori. Așadar, dacă căutăm o descriere a vieții creștine normale, o găsim în Romani 8. Romani 7 nu poate fi considerat o descriere a trăirii creștine normale din cauza omiterii Duhului Sfânt și a concentrării asupra legii. Asupra legii care este bună, dar este neputincioasă în același timp. Pavel descrie ceea ce se întâmplă oricui încearcă să trăiască conform legii și nu Evangheliei, conform cărnii și nu Duhului. Este multă. Înfrângere. Multă înfrângere. În viața celui care caută să trăiască conform legii și nu conform Duhului. Multă înfrângere. Dar nu din vina legii, spune Pavel, nu din vina legii, ci din cauza păcatului care locuiește în noi și pe care legea nu-l poate stăpâni. Legea doar vorbește despre păcat doar îl revelează, doar îl descoperă. Dar legea în sine, da? Tu poți să spui, nu va fi permis niciun incendiu. Asta nu înseamnă că nu va fi. Da? Noi putem spune, nu va mai fi niciun păcat. De astăzi, după predica de astăzi, în viața mea nu va mai fi niciun păcat. Și mergi spre casă și te trezești că vine unul pe contrasens și spune credința și hotărârea la încercare. Vom vedea abia în Romani, capitolul 8, de la versetul 1 la 4, că numai atunci când Evanghelia înlocuiește legea și Duhul Sfânt înlocuiește slova scrisă, înfrângerea poate fi înlocuită de victoria. Acum, o mică concluzie înainte de a ne întoarce la exegeza asupra textului. Dragii mei, am convingerea fermă că nu e nimeni pe aici care să nu se regăsească prin Roman 7, măcar așa din când în când. Însă, cu toate astea, ar fi total nepotrivit, total nepotrivit. Să considerăm Romani 7 drept un tipar al experienței creștine normale. Da, în realitate se întâmplă în viața celor mai mulți dintre noi, dar nu ar trebui să acceptăm asta ca pe viața creștină normală, tiparul vieții creștine normale. Deși mulți dintre noi ne confruntăm cu aceleași probleme descrise aici. Nu este necesar pentru un creștin să treacă prin experiența din Romani 7 ca să ajungă în Romani 8. De ce? Pentru că noi trăim după Rusalii, avem Duhul Sfânt în noi. Și Duhul Sfânt este cel care ne călăuzește. Dacă desigur, El umple viața noastră. Una este prezența Duhului în noi, el e prezent în noi de la convertire. Alta este lucrarea lui în noi și mai ales umplerea Duhului în noi. Dar în Romani 8 o să vorbim mai mult despre asta. Trebuie să recunoaștem că prea mulți membri ai Bisericii de astăzi trăiesc ca și când ar fi în vechiul legământ, nu în cel nou nu în cel nou, mult mai mulți decât credeți. Și dacă crezi că tu nu ești unul dintre ei, din când în când fiecare trecem pe acolo, unii de prea multe ori. De prea multe ori suntem tot în vechiul legământ, luptându-ne cu aceleași chestiuni cu care se luptau credincioșii din vechiul legământ, care nu aveau Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în ei. Noi suntem în epoca Duhului, Duhul Sfânt locuiește în noi. Și cu toate acestea, sunt prea mulți care trăiesc încă ca și când ar fi în vechiul legământ. Sigur, ei demonstrează semne ale nașterii din nou, dragoste pentru Scriptură, dragoste pentru Biserica lui Hristos, dar religia lor majoră este legea, nu Evanghelia. Carnea nu duhul vechimea robiei față de reguli și rânduieli nu noutatea libertății dobândite prin Domnul Isus Hristos John Stott explică într un mod foarte plastic aspectul acesta el spune acești oameni se aseamănă cu Lazar când a ieșit din mormânt viu, dar cu mâinile și picioarele legate. Știți cum a ieșit Lazar? Înfășurat. Era viu, dar nu putea face nimic. Mulți creștini se află în această postură a lui Lazar ieșind din mormânt. Vii, dar cu mâinile și picioarele legate ei trebuie, spune John Stott, să adauge vieții lor libertatea. Libertatea în Hristos. Libertatea care vine întotdeauna după eliberare. Când suntem eliberați de păcat și de ceea ce ne ține și ne leagă, atunci Duhul Sfânt lucrează și ne umple. Și Duhul Sfânt aduce cu el libertatea. E așa de frumoasă viața creștină. De complicat am complicat-o noi. În aproape 2000 de ani am complicat-o cât am putut de mult. Fiecare generație a tot complicat-o. Și când am crezut că o simplificăm, am complicat-o din nou. Pentru că întotdeauna, întotdeauna există această tendință de a avea un control care vrem noi să l avem. Și atunci dorințele astea noastre împiedică lucrarea Duhului în noi, în comunitățile noastre. Și de aici multă neputință. Da, există această luptă, ea e reală. Da, există acest conflict permanent dar nu este necesar să ne mulțumim. Ar fi păcat să ne mulțumim și să spunem, știu că una din expresiile favorite ale generației ceva mai tânără decât mine este, asta este. Asta este, n-ai ce face. Altul mama nu mai face. Ba da, ai ce face. Nu funcționează aici, asta este, n-ai ce face. Ba da, ai ce face ai ce face. Duhul Sfânt în noi, cuvântul lui Dumnezeu, crezut și pus în aplicare, nu doar teoretic, ci practic. Credința trebuie să fie vie. Nu e suficientă o credință intelectuală numai, ea trebuie să fie, să devină practică, trebuie să devină vie, trebuie să funcționeze în fiecare aspect. Al vieții noastre. Mă întorc la text. La versetul 14 și la 20, Pavel face o constatare dureroasă: legea este neputincioasă. Întâi de toate, Pavel recunoaște că avem o problemă cu care ne-am născut, și această problemă este păcatul. Și de două ori spune, în versetul 14 și în versetul 18, spune știm și apoi spune știu. Ce anume? Că legea este spirituală, este duhovnicească. Dar eu sunt carnal, spune el, în greacă sarchinos. Eu sunt sarchinos, adică făcut din carne. Sau, dacă vreți, o traducere mai parafrazată: Eu sunt sclavul cumpărat al păcatului. Și nimic bun nu locuiește în mine, adică în carnea mea. Asta nu înseamnă că nu există absolut nimic bun în ființa umană de căzută. Spuneam și data trecută, unii care nu înțeleg conceptul de depravare totală, numai când aud expresia asta, deja se zburlesc. Sigur, și ăia, unii dintre cei care îl folosesc, îl folosesc uneori fără să-l înțeleagă nici ei. Nu înseamnă că nu este absolut nimic bun. Geneza 9 cu 6, Iacov 3 cu 9, ambele versete sunt după căderea noastră, după căderea omului. Vorbește despre chipul lui Dumnezeu care este în noi. Sigur, păcatul a desfigurat Chipul. Și cu toate astea suntem ființe făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nimic bun descrie incapacitatea de a transforma dorința în acțiune. Vreau, spune, îmi doresc, dar nu pot. Este experiența comună a multor creștini, dar ea nu este viața creștină normală vreau, îmi doresc să fiu așa, aș vrea să nu mai fac asta și asta și aș vrea să fac asta, dar nu pot. Da, din cauza luptei care este în noi, ajungem aici, dar nu trebuie să ne mulțumim cu această experiență continuă, pentru că ea nu este experiența vieții creștine normală. Apoi, o altă observație, această problemă, și anume păcatul generează un conflict. Versetele 15 spune, nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Versetul 19, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, răul pe care nu vreau să-l fac, iată că-l fac. Avem aici un eu divizat, un conflict între dorință și practică este conflictul omului născut din nou care iubește legea lui Dumnezeu, dar care nu o poate împlini de unul singur. Avem un om care încearcă să realizeze sfințenia prin eforturile sale personale, luptându-se din răsputeri să împlinească poruncile lui Dumnezeu, dar descoperă că de fapt cu cât luptă mai mult, cu atât mai tare se înrăutățește starea lui. E, spunea un comentator biblic, un om care caută sfințirea urcând pe muntele Sinai. Asta e ce fac mulți creștini. De aia în bisericile istorice se supun la tot felul de, de, de uh, mă rog, încercări pe care ei și le, și le creează pentru că își doresc să fie sfinți. Și apoi, încă ceva, zice Pavel, și e foarte important aici. În al treilea rând, zice el aici, păcatul este responsabil de eșecurile și înfrângerile noastre. Versetul 16, 17, apoi versetul 20. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Cine este vinovat de binele pe care nu-l fac și de răul pe care îl fac? Pavel spune în versetul 12, 14 și 16, nu legea. Nu legea este vinovată de asta. Și apoi spune, nu sunt nici eu. Nu sunt eu acela care îl produce lucrul acesta. Nu sunt eu sursa, asta e ideea. Nu sunt eu sursa. Atenție foarte mare aici. Atenție foarte mare. Pavel nu spune că nu suntem responsabili de acțiunile noastre. Nu despre asta e vorba, ci Pavel spune că atunci când păcătuim, nu o facem cu dorința omului nou, ci responsabil este păcatul care locuiește în fiecare dintre noi. Adică, ce vrea el să scoată în evidență. Nu este că n-am avea responsabilități pentru păcatele care le facem. Nu despre asta e vorba, ci sursa de unde vine problema. Sursa este din păcatul care locuiește în firea noastră. Și apoi, în a doua parte, de la versetul 21 la versetul 25, Pavel ne explică de ce este legea neputincioasă. El spune pentru că în mine există două euri. Două euri există în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Descoper acest principiu, spune Pavel. Când în mine există o dorință de a face bine, atunci răul este foarte aproape de mine. Este aici o antiteză între euul care vrea să facă bine și euul de care răul stă lipit. Și apoi spune el, sunt și două legi, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege. Este legea primită de mintea mea, și aceasta operează, spune, în omul din lăuntru. Și da, în omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Pentru că aici, asta e lupta noastră. Aici ne este așa de greu să înțelegem. Aici este durerea cea mai mare pentru creștinii serioși care mereu și mereu ajung să se lupte cu asta. De ce? Pentru că eu iubesc pe Domnul. Iubesc legea Domnului. De ce? Îmi place legea domnului, pentru că mai e o lege, spune, legea, legea păcatului care operează în mădularele mele și care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă face rob. Și apoi sunt și două strigăte, spune Pavel aici. Unul în versetul 24: "O, nenorocitul de mine." Și altul este în versetul 25: "Mulțumiri" Fii aduse lui Dumnezeu. Primul este un strigăt nu de deznădejde neapărat, ci de tânguire. Al doilea este unul de încredere și de recunoștință. Știți ce e interesant? Strigătele acestea sunt strigătele aceleași persoană, persoane. Aceeași persoană strigă, o nenorocitul de mine. Și apoi aceeași persoană spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. E aceeași persoană care recunoaște că din cauza păcatului legea nu poate să izbăvească. Este neputincioasă să ne izbăvească din această stare există o singură șansă și anume Mântuitorul nostru, Domnul nostru, Isus Hristos. Sunt și două robi, versetul 25, partea a doua. Spune astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Cu mintea mea născută din nou, sunt robul legii lui Dumnezeu dar cu firea mea pământească, nestăpânită de Duhul, sunt rob legii păcatului, datorită neputinței mele de a păzi legea lui Dumnezeu. Aceasta este realitatea pe care oameni născuți din nou, dar aflați încă sub influența legii. O trăiesc. Un conflict neîncetat între mintea înnoită și natura sau carnea neînnoită. Legea nu poate rezolva problema lor din cauza că nu are autoritate asupra păcatului care locuiește în ei și care stăpânește asupra lor. Numai Duhul Sfânt, care lăcuiește în noi, poate rezolva această problemă. Mă întreb, mă întreb la modul foarte serios și cu durere, de ce ignorăm atât de mult lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în Cel Credincios? După nașterea din nou. După nașterea din nou. Da, există o lucrare extraordinară pe care Duhul Sfânt o face în om înainte de nașterea din nou, dar există o lucrare fantastică pe care Duhul Sfânt o face după nașterea din nou. Dar noi o ignorăm. Vom uita în Romani capitolul 8 și sper din toată inima să înțelegem că nu vom putea trăi vreodată vieți creștine victorioase. Nu triumfalism, nu despre triumfalism este vorba. Nu, nu. Vieți creștine victorioase. Asta nu înseamnă că nu vom avea și căderi. Dar a trăi o viață creștină victorioasă înseamnă că din ce în ce mai mult, pe zi ce trece, cunoscându-L mai mult pe Hristos, fiind mai aproape de El, lăsând ca Duhul să ne umple mai mult viețile, vom avea tot mai puține înfrângeri și tot mai multe victorii. Pentru că știți, e ceva în momentul în care te lupți cu o problemă și ai câștigat războiul acela, ai curaj pentru următorul război. Dacă pici, ți-e frică că o să pici și la următoarea. Și înfrângerea atrage de obicei înfrângere și înfrângere și înfrângere. Dar sigur și victoria poate fi periculoasă, pentru că uneori ne culcăm pe laurii victoriei din trecut. Victoria de astăzi nu este o garanție pentru succesul de mâine. Mâine va trebui să lupți din nou. Dar e ceva. Am citit cu ani în urmă o carte pe care un preot ortodox a scris-o despre post. Cartea era intitulată Dai voință, ei putere. Și pornea de la ideea că dacă reușești în anumite lupte, asta îți va da curaj să mergi mai departe și în altele. Pentru că viața creștină normală nu este o viață de înfrângere continuă. Pentru că toate astea Vrem să credem sau nu, ne place sau nu, ne afectează pe noi la modul personal, afectează sigur familiile noastre, dar afectează comunitatea de credință. Una este să vină la închinare duminica dimineața oameni plini de Duhul Sfânt, oameni care s-au luptat cu păcatul, dar au biruit. Și alta este să vină oameni înfrânți dar mai mult decât atât, oameni care să ajungă să creadă că asta este experiența creștină normală, că până la urmă nu avem ce face, suntem slabi, carnea este neputincioasă și până la urmă asta este viața creștină. Așa am văzut și noi la alții, așa mergem și vom vedea cum va fi până la final. Nu, nu e așa. Dar este experiența a prea multor creștini dar nu este viața creștină normală. Ce putem învăța din Roman 7 și încheiem imediat? Deși legea, vă rog să rețineți asta, și dacă aveți de-a face cu creștini care au apucături din astea libertine, nu vă luați după ei, pentru că n-au înțeles nici harul, și n-au înțeles nici legea. N-ai cum să înțelegi harul fără lege, nici legea fără har. Nu ai cum să le înțelegi. Legea este bună și sfântă, dar deși este bună și sfântă, nimeni nu poate deveni sfânt și plăcut înaintea lui Dumnezeu ascultând de lege. Spiritualitatea nu se evaluează printr-o listă de a face și a nu face. Aceste liste cu a face și a nu face sunt produsul unor evanghelii false care au fost propovăduite prea mulți ani în bisericile noastre. Moralism, moralism, moralism și iarăși moralism. Și pe lângă moralism, nenumărate altele, dar moralismul la mare, mare trecere. Liste cu ce să faci și ce să nu faci. Warren Wersby, unul dintre cei mai fantastici predicatori și scritori creștini din secolul 20. Spune, în experiența mea pastorală, am consiliat pe, mun, pe mulți care au fost afectați grav emoțional și spiritual pentru că au încercat să trăiască vieți sfinte pe baza unor liste cu a face și a nu face, pe baza unor standarde înalte. Am văzut consecințele acestor încercări. Persoana ori simulează sfințenia, ori suferă un colaps total și abandonează dorința pentru o viață temătoare de Dumnezeu. Când există această presiune, când există încercarea de manipulare și nu lucrarea Duhului care convinge. Duhul nu manipulează niciodată. Oriunde e manipulare, nu este lucrarea Duhului. Acolo e lucrarea omului. Omul încearcă să facă, I se pare este genul de lucrare când Sara a dus o pe Agar la Avram. Încercarea de a l ajuta pe Dumnezeu, cum spunea Adi duminica trecută. Asta e. Încercarea de a l ajuta pe Dumnezeu. Nu ne duce nicăieri asta. Nu ne duce nicăieri. Să fim atenți. Chiar la început, în versetele 4 până la 6, Pavel spune că noi am fost căsătoriți cu Hristos. Am fost uniți cu Hristos. Căsătoriți cu Hristos. Să trăim cu atenție ca să nu ne trezim trăind în vechea ordine. Să nu trecem de la o persoană la un sistem. Religia creștină, aici e frumusețea ei, că ea constă într-o relație cu o persoană vie, nu într-un sistem de legi. Să nu trecem de la libertate la robie, de la Duhul Sfânt la un cod extern de legi. Scopul lui Dumnezeu nu este să trăim în robia legii și în libertatea Duhului. Ați văzut vreodată un om care era să se nece? Ați văzut vreodată pe cineva care era să se nece? Nimeni nu-și iubește viața mai mult decât un om care e gata, gata să se nece. Și o iubește atât de mult că e gata să te omoare și pe tine care te duci să-l salvezi. Așa de mult și-o iubește. Și salvatorul care se duce să-l scoată de acolo, dacă a luptă că vrea el să facă nu știu ce, trebuie să-i tragă una după cap dacă nu are alta cu el, să-l liniștească și apoi să-l scoată afară. Apoi, când noi încercăm să trăim viața creștină biritoare pe baza legii, suntem exact ca anecatul care încearcă singur să facă ceva. Până nu ne epuizăm și nu ne oprim din asta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu va putea lucra în noi eliberarea de care avem nevoie, să trăim în puterea Duhului și nu prin forțele noastre proprii. Acesta e mesajul din Roman 7. Prin noi înșine faliment prin Duhul Victoria. Domnul fie lăudat. Amin.